Un șofer din Craiova a încercat să fugă de un control al poliției locale și a demarat în trombă folosind trotuarul pe post de bandă de accelerare. A fost identificat și sancționat cu 1500 de lei și 3 puncte de penalizare. Pe imaginile surprinse de un craiovean se vede clar cum șoferul se îndreaptă către autoturismul parcat pe trotuar și deschide prima dată portbagajul, iar după ușa din spate, iar imediat după se urcă la volan și vrea să plece. Polițistul local observă acest lucru și se pune în fața mașinii, dar fără succes. Șoferul a demarat în trombă și a folosit trotuarul pe post de bandă de accelerare. Cetățeanul indisciplinat pleacă la mașină și caută în portbagaj actele. Le caută și pe bancheta din spate, dar nu le găsește și atunci le caută în mașină. Polițiștii așteaptă în ploaie, iar cetățeanul aprinde farurile și polițistul fuge după el. Accident mortal pe trotuar, doamne! A fugit pe trotuar, a precizat bărbatul care a filmat întreaga scenă. Polițiștii locali au pornit în urmărirea șoferului și în cele din urmă acesta a fost prins și amendat cu 1500 de lei și 3 puncte de penalizare.